Duminică 19 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Suceava, a avut loc spectacolul de lansare de CD al Angelicăi Flutur, intitulat Pe obcini în Bucovina. În cadrul evenimentului, artista a cântat alături de trei dirijori, George Sârbu, Răzvan Mitoceanu și Viorel Leancă. La eveniment au participat artiști din întreaga țară. Câte dorori mă conșoară dorule, până-n ciraș ca ce-o scară dorule, și din cer până pământ, mă, eu mai multe am întâng mai dorule, și din cer până pământ, mă, eu mai multe am întâng mai dorule. Zuliță ca mălina m-am născut în Bucovina, m-am născut de mai măreț ca coale nostru de moroță. Moroneță, grădină dulce, dorul la tine mă duce. Ei, voroneță, rază de soare, n-ai pe lumea sa mare. Când eram copil odată, mâncam pe toate în după strugorii din mir și viața din jurie, Doamne, dă noroc și bine la toți păciunii ca mine. Ce-ai mărgimă, ai plină-i lumea de mări, și între neamurile mele, când ești colo cu iarna, Cât își ne ca o floare, cât este
artista a avut parte și de surprize. Prima dintre ele a fost un mesaj din partea doamnei Sofia Vicoveanca. O felicit pe Angelica pentru noul material scos la lumină și urez putere de muncă pentru a aduce alte și alte noi cântece și Dumnezeu să-i presare flori pe cale. Cea de-a doua surpriză a fost participarea extraordinară în spectacol a Mioarei Velicu. Vreau să-i spun lui Angelica multă sănătate, vreau să spun să fii frumoasă ca iarna, bogată ca toamna, caldă la suflet ca vara și așteptată de cei dragi ca primăvara. Vă iubesc din toată inima, deci nu se putea o surpriză mai... Nu am cuvinte. Prefectul județului Suceava, Mirela Domnicăi, a felicitat-o pe Angelica Flutur pentru că a ales să facă spectacolul la Suceava. Mulți suceveni ar fi vrut să fie alături de tine, Angelica, astăzi aici în sală. Este primul tău concert și ai ales să-l faci la Suceava. Este a treia înregistrare și ai ales să o faci aici și nu peste graniță și îți mulțumesc. Ești un exemplu pentru noi toți să demonstrezi că acolo unde este suflet, unde este voință, se poate. Dar cu oamenii aceștia alături, să-i păstrezi. Uitați-vă la vinovatele pentru acest regal de muzică populară autentică. Angelica Flutur și cea care a fost alături de ea pentru acest eveniment, Mihaela Zina Bersan, și să vă atrag atenția că esențele tari sunt de fapt în flacoane mici. Succes! Vă mulțumesc din tot sufletul, sunt bucuroasă, onorată și, cum ați spus și dumneavoastră, încercăm să ne ajutăm unii pe alții ca să rămânem aici, să facem lucruri frumoase pentru Bucovina, pentru Moldova, pentru România. Municipalitatea suceveană i-a înmânat Angelicăi Flutur o diplomă de excelență. Este un eveniment deosebit în care primăria Suceava, dar nu neapărat primăria ca și clădire, oamenii care lucrează acolo, care sunt și locuitori ai acestui oraș, doresc să răsplătească, într-un fel sau altul, acest diamant frumos, strălucitor al folclorului bucovinean. Domnișoara Angelica Flutur. Îmi permit să citesc diploma. Primăria Municipiului Suceava conferă diploma de excelență doamnei Angelica Flutur pentru merite deosebite în promovarea folclorului bucovinean. Semnat primar Ion Lungu, noiembrie 2017. La finalul spectacolului, Angelica a cântat în aplauzele tuturor piesa care dă numele celui de-al treilea album, Pe obcini în Bucovina. Cred că este cel mai greu moment acum pentru mine, pentru că trebuie să mulțumesc și nu știu de unde să încep. Și n-aș vrea să omit, Doamne ferește, pe cineva. Dar dacă în caz că fac, să nu mă taxați, să nu vă supărați pe mine. Vreau să mulțumesc în primul și în primul rând bunului Dumnezeu că am ajuns cu bine ziua de astăzi.
Vreau să mulțumesc Mihaelei Bârsan, prietena mea, care, vă spun sincer, când am vorbit cu ea înainte de a hotărâ acest concert, i-am spus: Mihaela, tare mi-ar plăcea să fac un concert la Suceava, așa, pe inima mea și pe inima publicului. Și am vorbit de multe ori și, sincer să fiu, nu am crezut că putem ajunge până aici. Dar fiind foarte zbătăioasă și hotărâtă, datorită ei am ajuns aici. Mulțumesc, Mihaela, ești minunată! Spectacolul de lansare de CD al Angelicăi Fluturi a fost sprijinit de către Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Casa de Discuri Ana Sound, Asociația Play Străbun, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava și Fly Music. Spectacolul Pe obcini în Bucovina va fi difuzat pentru prima dată pe postul regional de televiziune Intermedia.